Agentul principal Codrin Petrache a sesizat conducerea IPJ luni dimineață. Acesta susține că a fost agresat în timpul pregătirii fizice de cel care coordona în acel moment antrenamentul. Zilnic au antrenamente de pregătire fizică. Și cam câți pot participa? 5, 10, câte 1, câte 2? Participă cât sunt în grupa de pregătire programați în ziua respectivă. Nu pot să vă dau cifra exactă. Subcomisarul Adrian Cerneaga, adjunctul Serviciului de Acțiuni Speciale, l-ar fi agresat în timpul antrenamentului. La fața locului a ajuns și o ambulanță. A fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu o ambulanță în vederea efectuării de investigații medicale, fără a rămâne internat. Deocamdată, agentul agresat și-a rezervat dreptul de a depune plângere penală. Conducerea inspectoratului a dispus însă declanșarea unei cercetări prealabile a polițistului reclamat.